Bună ziua tuturor! Invitata mea de astăzi ne va vorbi despre terapia BARS în decursul a mai multor dialoguri. Bine venit, Monica Costea, în Discovering Yourself! Bună, Cristina! Sunt foarte fericită să fiu aici cu tine și cu telespectatorii tăi care vor urmări acest clip. Cu multă plăcere! Astăzi doresc să discutăm. De fapt, să discutăm. Mai degrabă, să ne explici ce este terapia BARS, te rog. Oh, bună întrebare. Terapia BARS este o minunăție de terapie, sau cel puțin asta am simțit-o eu în viața mea. Înainte să vă descriu și să vă spun exact ce este terapia, o să vă spun că eu am avut niște experiențe de-a dreptul fascinante. Este terapia care mie mi-a deschis așa puțin lumea. A fost începutul pentru mine. Și acum să vă spun ce este exact terapia BARS. Sunt puncte energetice la nivelul capului. În total sunt 32 și fiecare punct este corespondent cu o anumită arie din viața noastră. Să zicem că bani sau relații sau control sau diferite arii din viața noastră. Și în momentul în care aceste puncte sunt atinse cu mânuțele noastre, este o atingere ușoară, nu punem presiune niciun fel, ce se întâmplă? Se descarcă toate considerațiile pe care noi le avem cu privire la acea arie din viața noastră, toate deciziile pe care le-am luat, care ne-au limitat în timp în ceea ce privește area respectivă. Și nu numai asta, dar ne limpezește mintea, ne dă jos bagajul ăla pe care îl cărăm cu noi de atâta timp și ne face să ne simțim din ce în ce mai ușurați cu privire la greutățile pe care le cărăm în spatele nostru și nu mai zic de negativitatea din mintea noastră care este în permanență acolo. Și eu nu văd ca pe ceva care cineva va beneficia doar o dată în viața lor, e ceva care eu o văd ca pe un stil de viață, adică cu cât primești mai mult, cu atât mai bine, atât pentru corpul tău, mintea ta și sufletul tău. Cum funcționează concret? E în urma unor discuții și apoi mi-ai spus că sunt 32 de puncte, să spunem. Cum funcționează concret? Din punctul meu de vedere, cred că toată lumea poate beneficia. Adică, indiferent de unde sunt în viața lor, nu contează, pot beneficia de chestia asta, pentru că din punctul de unde sunt, se deschide mai mult lumea, adică primesc mai mult. Cum funcționează? Persoanele sunt pur și simplu întinse pe un pat de masaj sau pe un scaun care se înclină la zero gravity, cum se zice, și pentru că ideea e ca corpul să se relaxeze cât mai mult, să se lase complet și să primească. Și apoi facilitatorul sau practitioner atinge acele puncte energetice și în momentul ăla depinde doar de persoana care primește. Dacă simte că nu se poate relaxa și este ceva care îl deranjează și vrea să vorbească, să adreseze acea situație, putem să discutăm. Dacă nu, pot pur și simplu să ia acel timp ca un timp în care se relaxează, ca și o meditație și efectiv să se lase purtați de energie și dacă simt că vor să adoarmă, să adoarmă, dacă simt să plângă, să plângă, dacă simt să râdă, să râdă. Adică nu este un mod așa e bine, așa nu e bine, este fix de ceea ce simte persoana respectivă să facă. Am înțeles. Se poate face și la distanță?
Asta nu este recomandat. Nu este recomandat pentru că corpurile sunt făcute să se atingă, așa primim cel mai mult. Această terapie nu este recomandată să o facem la distanță, pentru că asta e și ideea, să atingi punctele respective și să persoana respectivă să beneficieze de acea eliberare și de a primi cât mai mult. Vorbește un pic despre cele 32 de puncte. De ce 32? Interesant că pui această întrebare. Nu a fost o ideală, astea sunt, atât trebuie să fie. Cum au apărut aceste puncte, pot să spun istoria. Fondatorul care a descoperit aceste puncte a făcut o canalizare, o channeling, ca să zic așa, și a fost informația pe care a primit-o din această conectare, ca să zic așa, și mi s-au fost direcționate și date aceste puncte respective. Și așa a apărut, de fapt, terapia BARS. Am înțeles. Deci totul este la nivel, cele 32 de puncte sunt la nivelul, mi-ai spus, la nivelul capului, nu? Da, da. Și da. Terapia se face doar la nivelul capului, fiind și corpul relaxat, sau, deci doar atingeri la nivelul capului, nu? La început de tot, încep cu capul, pentru că înainte să atingem efectiv punctele respective, se începe cu pregătirea corpului și se începe cu energia. Mm-hmm. Pur și simplu tragem energia de la univers prin corpul respectiv și o trimitem înapoi la univers și practic se pregătește corpul ca orice energie care este blocată în organism să înceapă să circule, să miște. Și punctele astea vor fi la cap, la picioare sau la mâini. Dar pot fi făcute doar de la cap la fel, adică se poate direcționa energia doar pentru punctele respective și poți să rămâi la cap. Dar ideal ar fi cap, picioare și mâini și apoi tot rămâne la nivelul capului. Dă-mi exemple de câteva puncte, te rog. Păi să zicem cel de îmbătrânire, care se cheamă... nu vine acum cuvântul exact în română, aging toaster. Adică sunt toate considerațiile pe care noi le avem cu privire la îmbătrânire. Să zicem că la vârsta de se întâmplă asta cu corpul sau multe alte păreri, ce păreri avem despre briduri sau nu, adică cum se simte și se manifestă corpul și la nivel energetic când avem aceste considerații. Și practic când atingem acest punct, practic eliminăm și eliberăm toate considerațiile pe care le avem cu privire la area respectivă. Majoritatea oamenilor sunt stresați de îmbătrânire sau au multe considerații în ceea ce privește îmbătrânirea și practic asta creăm în corpul nostru, pentru că corpul nu are de unde să știe, dar îi dăm direcția asta cu mintea și cu gândurile noastre și corpul va reacționa în funcție de gândurile noastre. De fapt, convingerile pe care le avem, când spui, devin realitatea noastră. Da. Da, și asta este ideea Access în general, unde ne aduce aminte că toate punctele noastre de vedere și convingeri și considerente practic ne creează realitatea noastră și ceea ce trăim. Și practic prin această terapie este stadiul incipient prin care noi devenim conștienți de aceste limitări și considerații pe care le avem și avem alegerea să le schimbăm în funcție de chestia asta. Pentru că dacă nu suntem conștienți, nu avem cum să le schimbăm. Da. Îți mulțumesc, Monica, pentru intervenția de astăzi. Aș vrea să vorbim mult mai multe despre aceste puncte într-o intervenție viitoare, într-un dialog viitor. O zi minunată astăzi și îți spun pe foarte curând. Super! Ne auzim curând. Mi-a făcut plăcere. La fel și mie. Zi minunată! Te pup, pa, pa!